Zilele trecute, un elicopter al unității de aviație din Iași a survolat deasupra Romanului. Acesta se pregătea de un exercițiu de simulare a unui cutremur. Exercițiul a fost pus în aplicare astăzi la un agent economic din orașul nostru. Miercuri 24 mai a avut loc un amplu exercițiu de simulare în caz de cutremur major în zona Vrancei de 7,8 grade pe scara Richter, seism care, conform scenariului, ar fi afectat puternic zona Romanului. De aceea, la un agent economic din oraș ar fi fost nevoie de intervenția mai multor forțe speciale. Alături de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, au fost implicate în această simulare și alte instituții locale, județene și regionale. Este vorba despre un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, un exercițiu intern de verificare a capacității de răspuns în cazul producerii unei situații de urgență, mai exact producerea unui cutremur în zona Vrancea, care afectează și municipiul Roman. În cadrul acestui exercițiu se verifică capacitatea de răspuns al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pregătirea personalului propriu. Participanții în cadrul acestui exercițiu sunt Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Unitatea Specială de Aviație de la Iași, Serviciul Județean de Ambulanță Neamț, Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Neamț, Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Roman, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Roman. Scenariul situației de urgență a presupus că în urma unui cutremur major la un agent economic din Roman s-ar fi declanșat mai multe incendii, iar mai multe persoane ar fi căzut în puțuri de mare adâncime. În scurt timp, la fața locului a ajuns și elicopterul Unității Speciale de Aviație de la Iași pentru a monitoriza pagubele din zonă. Este același elicopter care a survolat zona Romanului zilele trecute. La acțiune au participat și echipaje de la detașamentele de pompieri din Piatra Neamț și din Târgu Neamț.